Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi vreau să vă arăt o rețetă de pâini în care se mănâncă ciorba de fasole sau iahnie de fasole uscată. În primul rând facem aluatul. Avem nevoie de 500 de grame de făină, 7 grame de drojdie uscată care am pus-o să acționeze puțin cu făina, 10 grame de sare, și cam 300-350 ml de apă. Asta vă spun la final dacă cât o intrat, dacă o intrat toată apa. Și după ce l-am frământat, trebuie să fie un aluat mai vârtos, o să punem 2 linguri de ulei de măsline. Deci aluatul trebuie să fie mai vârtos puțin ca să putem da mai ușor forma la pâinile pentru care le facem. Apa mi-a intrat 300 de mililitri, dar mi-a mai intrat încă 50 de grame de făină. Că trebuie un aluat mai tare, nu așa moale ca pentru pâine. Îl lăsăm la dospit o oră și după aia modelăm. Așa arată după modelare. Acum le mai las să dospească până se încălzește cuptorul. Și le bag în cuptor, la copt. Și așa arată oluțele mele pentru ciorbă. Oluțele care unde vor fi pus înăuntru ciorba. Au ieșit bine. S-au dat capacul într-o parte, dar asta e rezultatul la pâinici. Și dacă totuși am făcut pâinicile, bineînțeles că am făcut și fasole, care o mâncăm cu ceapă verde, cu ardeiuți. Și ăsta este finalul. Așa arată din oluțele noastre. Uitați ce bine arată. Asta e modelul. Putem să le facem și mai mari, dar pentru noi ajunge pentru o porție. Sper că vă place. Este prima dată pentru când fac așa ceva, dar mă bucur că mi-au ieșit. Vă mulțumim frumos pentru tot, vă dorim o zi cât mai frumoasă și poftă bună să aveți și dumneavoastră. La revedere!